mondială a sărutului, marcată în fiecare an pe 6 iulie, nu este la fel de mediatizată și cunoscută precum Valentine's Day sau Dragobetele. Pe glob, semnificația sărutului este diferită, prin sărut putându-se exprima, printre altele, sentimente de dragoste, pasiune, afecțiune, respect, prietenie sau noroc. De-a lungul timpului însă au existat și competiții de sărut pentru a marca evenimentul. De exemplu, pe 6-7 iulie 2005 a fost stabilit un astfel de record pentru cel mai lung sărut, 31 de ore și 30 de minute în Marea Britanie. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? În 2009, recordul creștea la 32 de ore, iar în 2011, un cuplu din Thailanda, soț și soție, doborau recordul anterior cu un sărut ce a durat 46 de ore și 24 de minute. Cel mai recent record însă, în materie de durata unui sărut, datează din 12-14 februarie 2013, el fiind stabilit după un maraton de 58 de ore, 35 de minute și 58 de secunde. Tender, love me true.